Alo, bună ziua! Aș vrea și un taxi pe strada Morii. Mulțumesc! Hei, aici, aici! Bună ziua! Ia-ți, domnișoara, un tăduc? Oh, dar ce scoate-te amuz cu tine pe bord? Ce s-a întâmplat? Păi ce se întâmplă, domniță? Nimica! Până înainte aveam crucile astea care mă protejau pe parbriz. Dar de când a dat norocul peste noi cu corona asta virus, na, m-am agradat. Ce-ați făcut? Stai că n-am înțeles. M-am trecut la next level. La ce ați trecut? E ca atunci când ai un gagiu sărac și îl părăsești pe fraier pentru unul cu BMW. Îți dai upgrade. Adică v-ați upgradat? Ai văzut? Ce era așa greu? A, păi și de ce au toate măștile cruci desenate pe ele? Păi doamnă, cum crucile te protejează de pericol și măștile de corona, cruce cu mască e cel mai mare upgrade. Păi și vedeți ceva prin parbriz că e plin de măști, nu vedeți tot geamul? La fel ca până acum, că înainte aveam crucile, nu e mare diferență. Doar am înlocuit. Plus că la cât de bine cunosc eu orașul, eu nici nu vreau să văd, eu mă iau după miros. Apropo de miros, deci pute atât de tare aici, nu știu, s-a întâmplat ceva cu telefonul dumneavoastră, pute așa de tare de zici că vocea asta din GPS e moartă de câteva săptămâni? Eu nici nu mă duc cu Waze-ul, doamnă, eu folosesc alt GPS, am propriul GPS, Calea Domnului se numește. Mă duce așa pe toate străduțele astea pe unde e bisericuțe și mai și oculez pe fraier între timp. Ei, ia uzi, ce voce frumoasă are. La a doua intersecție, faceți la stânga. Opriți 3 minute la biserica din colț și donați 20 de lei pentru sufletul tău și merțanul preotului de acolo. Și nu uitați că în viață nu există scurtături. La fel și taximetrie. Păi stați așa, cum adică ocolit clientul? Domniță, eu sunt profesionist, eu nu fac lucrurile așa pe ultima sută de metri. De asta ocolez mai mult. Doamne ferești, dar păi și dacă aveți măștile astea, nu vi-i frică că faceți un accident, că sunt pânzite tot geamul? Domniță, eu fac taximetrie de vreo 8 ani și să mor eu pe cea mai scumpă în lume, zic, dacă am avut mai multe accidente de 18 de alea mici și vreo 12 de alea mai serioase. Aoleu, cum adică mai serioase? Alea mai serioase e când și tu ca șofer te lovești, nu numai clientul. Dar ce-mi păți clientul? Da, mă, liniștită că am glumit. N-au fost numai 12, au fost mai multe, dar na, nu le mai țin eu minte, că na, așa e când ai cu capul mult de bord. Uiți! De asta e așa bune și măștile, că e multe și când eu merg cu viteză și deodată îmi sare pietonul în față și eu n-am apucat să-l văd, că mă uitam la așa doar la puterea dragostei să văd ce face nebun acolo și frânez brusc, nu dau cu capul de bord ca nebun, mă opresc în ele că e multe, vezi? Mai ales că mașina n-are airbag-uri. Păi cum, domnule, tu te uiți la YouTube când conduci? Asta? Sau mai ascult melodia aia, lua WhatsApp, taxi, du-mă unde vrei. Să mor eu zilnic, mă rog, să prind câte un fraier ăsta, client de la, ca să-l duc pe unde vreau. Mamă, ce l-aș mai duce pe unde vreau eu. Păi și airbag-uri de ce nu are mașina? După al treilea accident am zis, dă-le dreacu. Am gândit și eu cu mintea mea deștept, bă, prost să fii, să n-ai licență, dar să ai airbag-uri. A, stați așa, păi cum adică nici licență n-aveți? Depinde, ești de la poliție? Nu. Atunci, plus că ce contează licența? Ia zi tu ce meserie ai? Ce contează? Asistent manager. Și ai făcut facultatea? Da. Și ai luat licența? Nu. Știu angajat oricum? Da. Păi ai văzut, dacă tu poți să muncești fără licență, eu de ce am nevoie de ea ca să conduc? A, da, am înțeles. Domnule, știți care e treaba? Eu acum am primit un telefon și eu nu mă mai duc azi la servici, așa că haideți că o să vorbim altădată. Mă, stai. Bă, ești sigur că nu vrei? Că la cât de bine e mașina asta, eu m-aș da o tură cu ea doar de distracție. Da, pare foarte distractiv, da. Să mori, poate. Frate, mai chem niciodată taxi, niciodată. Numai Uber-ul iau de acum, of! Mulțumesc, domnule, că m-ați luat, că am dat pistiune bune din iau. Ia zi, domnșoara, te-ai răzgândit? Păi ce cauți, domnule, aici? Păi ce o să fie, n-ai chemat Uber? Păi da, dar ce cauți tu aici? Fac și Uber în timpul liber. Că dacă nu-ți convine că în loc de 10 lei eu îți iau 15 cu tot cu șpagă, te las să chemi Uber, că acolo îți iau 17 fără șpagă. Eu pot să fiu corect dacă tu poți să nu fii zgârcită. Hai, pune-ți centura că decolăm. Am glumit, n-avem nici daia, îți dai seama. Salutare, oameni dragi! Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că v-a plăcut, mulțumim! Și nu uitați să verificați shop-ul online cu mărci Moldo Sapiens și toate cele. Am băgat o grămadă de modele noi acum, super faine, uitați-vă acolo, o să vă placă!